Vaccinarea reușită să diminueze efectele pandemiei în România. Numărul de infectări noi cu coronavirus continuă să scadă în țara noastră. 1305 cazuri de infectare cu coronavirus au fost confirmate în ultimele 24 de ore. La terapie intensivă avem însă în continuare peste 1000 de pacienți. Din păcate, printre victimele virusului se află și un bebeluș de doar câteva luni. Este evident că avem o scădere a numărului de cazuri, atât a pacienților nou diagnosticați, cât și a celor din terapie intensivă. Cred că este un efect cumulat al măsurilor de restricții impuse de către autorități și al campaniei de vaccinare. Este evident că ambele au reușit să stabilizeze evoluția pandemiei, cel puțin pentru București. Numărul pacienților aflați la terapie intensivă a ajuns la 1026. Numai puțin de 104 oameni au murit în ultimele 24 de ore din cauza virusului. În București, rata de infectare este de 1,78 la 1000. Discutăm de efectele campaniei de vaccinare. Avem exemplul altor țări, cum este Marea Britanie și Israelul, unde mortalitatea a scăzut semnificativ după vaccinarea grupelor vulnerabile. Este esențial în continuare să reprezinte o prioritate pentru autoritățile medicale vaccinarea persoanelor care au risc să dezvolte o formă severă de COVID-19. Discutăm de persoane vârstnice sau cu patologii cronice. Medicul Radu Țincu spune că vom putea scăpa de pandemie dacă vom atinge ținta de vaccinare. E nevoie de vaccinare în continuare. Trebuie să ajungem la acel prag de 5 milioane de persoane vaccinate până în iunie și la 10 milioane până în septembrie-octombrie pentru a putea să întrerupem lanțul de transmitere a virusului și să ne recapătăm viața de dinainte.